Cine ar merita insigna ta de lider dintre fete? Fată sau băiat? Fată. Dintre fete. Păi, nu știu, cu cine m-am înțeles cel mai bine în ultima perioadă. Nu le lua pașa. Păi, de pe de cine le fac țarii? Cine a fost până acum lider și mi s-a părut că s-a descurcat? Bianca. Bianca, nu? Eu sunt curios. Pentru că o să par să-i și chiar ia măsuri. Ia, mai ales la pedepse, mai ales când este deci nu... Mai multe chestii. Mie așa mi s-a părut, din ce am văzut până acum. Ce idee. Simona n-a avut ocazia să fie până acum. Nu știu cum s-ar descurca. Eu zic din ce am văzut eu până acum. Simona ar veni cu jucării Lego cu data. Eu am spus părerea mea. Fiecare... Cum îl dai capul? M-ați întrebat. Ce să facem noi cu acest comportament al tău? Să luați măsuri. Ar fi corect să te descalificăm acum pe ultima sută de metri? Nu, pentru că am îndurat foarte multe, dar pentru acest comportament, pentru că, de ce, vedeți că eu îmi sap groapa singură, de ce zic eu acum, da, e, mă risc. Nu a fost prima oară, nu a fost prima abatere și cred că așa ar fi cel mai ok, chiar dacă am durat extrem de multe lucruri aici și am trecut prin foarte multe lucruri și am îndurat, asta este. Dacă ăsta va fi verdictul... Crezi că te poți controla până în finală? Sau până în semifinală? Poate, poate. Nu. Mai avem două săptămâni să... Glumesc. Andreea, de fiecare dată m-ai întrebat chestia asta. Eu ți-am zis pe moment că da. O s-a întâmplat, s-a întâmplat. Eu n-am de unde să știu ce e în viitor. Eu zic pe moment acum că da, dar de ce am vrut spune în momentul de față că da? Dacă mâine poate... Îmi poți face o promisiune publică? Ce anume? În momentul în care te vei enerva atât de tare, nu vei mai pune mâna pe nimic să dai în oameni, nu vei mai atinge pe nimeni, ci doar te vei ridica și vei pleca. Nu, și vei înjura. Dar dacă ies afară, poți să jignesc? Da, da. Poți să faci ce vrei tu afară. Te duci acolo unde au spart băieții. Îi spar și tu. Și dai și tu. Dacă am voie să jignesc, da. Păi da, dar jignești tu singură. Tu ești, păi afară, tip, plângi, faci ce vrei tu. Dar să zic ce vreau eu. Cu cine vrei tu, ce vrei tu. Dulap, perete, vază, da, tu cu ele, nu, fără nimeni altcineva, fără nicio altă persoană. Dacă și nici animale, că sunt multe pisicuțe pe aici. Da, acum pe Geta și mă cer cu ea. Dacă am voie să jignesc când stai aici și mă ascult Geta. Da, așa, dacă ea se afară singur, o să înjure singur. O să te duci afară, o să pleci, o să vină apoi fără nimica. Săraci oameni. Ca asta nici eu când a plecat, te duci degeaba până la hotel. Ea mi-a zis să nu plec acasă. Te întorci. Ok. Bianca, te tem de Roxana? Ce să mai zic să nu? Hai spune că da. Și tăcerea am răspuns. Nu, plânge. Nu cred așa ceva. Chiar e amuzant acum, dar chiar e amuzant. De ce l-a plâns atunci și plânge acum? Nu e vorba de asta, dar chiar... Dar până acum n-a plâns. Te-a făcut mâna varză, doamnă. Ia mă, ia să te-am făcut mâna varză, ia. De la mine sau de la cătușele alea a făcut mâna varză? Păi nu era logic că era mâna mea. Da, eu când îmi place de un bărbat ce fac asta, fac teatru, nu? Așa zice. Nu. Nu, să fac eu teatru, dacă eu fac mai bine teatru, bravo mie, Oscar. Ce mai înțeleg? Ce ai făcut, mă? De ce râdeți? Eu n-am râs. Dar în special pot să plânge acum. Serios, eu cu mult când vă văd pe cineva și plânge vine. Eu mai... Fă-te, lasă, mă, că nu... Bă, fără de cerc, eu fiind... Ei, e frică, bă, spune-i. Dar oricum ai zis că încă mai ții la mâine. Am plâns și în 7 luni de... N-au sărit capacele. N-au sărit capacele și în 7 luni cât am trecut eu aici. Liniștiți-vă, Bianca. Vine mâna aici. Te tem de Roxana? Nu, că plâns și atunci. Mă stau jos, că nu pot stau în viață. Ia să-i lasă pasă să vorbim. Mă deranjează cel mai tare, pentru că nu este prima dată când se întâmplă. Ea nu știu câta oară când se întâmplă. Iar în momentul în care ea a greșit și-a recunoscut că s-a întâlnit afară. Eu când am făcut lucrul ăsta atunci la club, am ieșit o singură dată. Mi-a fost luată și protecția, mi-au fost luat și banii, mi-a plecat și iubitul atunci. Acum, ea să spună în fața tuturor că ea nu va mai greși. E a treia oară când face lucrul ăsta, când vrea să pună mâna pe mine. Cum să reacționez? Ce ar trebui să fac? Eu nu înțeleg. Spuneți-mi ce ar trebui să fac. Că nu știu, chiar că nu știu ripostez. Cum să reacționez. Să nu ripostezi.
Păi cum să nu ripostezi, Andrei, atâta oară, mă face în toate felurile, că nu pot să reproduc. Nu prin violență, uite. Bianca, nu prin violență, dar eu nu am pus eu mâna pe ea, ea a pus mâna pe mine. Nu poți calma și tu să mai faci chestia asta. Dar nu mai te băgat între noi iar. Dar nu mai te băgat între noi, între fete, te-ai rugat frumos, dacă ce mă bag. Nu te mai băgat, da? Deci te rog eu. Mă deranjează că se acceptă atât de multe lucruri. Și nu înțeleg în momentul în care eu am greșit, eu am fost foarte, foarte taxată și a intrat în casă și vă spun, fără un pic de bun simț, că putea să vină la mine să spună, băi, îmi cer scuze, că credeți-mă că puteam să trec pe... Dar să vină dincolo de ce să zic eu? Și râzând, adică să-mi râdă în față. Dar ce vrea mă facă să plâng în fața ta acum? Ce vrea să-ți facă ție? Când te-am îndurat eu mă 7 luni aici și a făcut, vai de capul meu ce a făcut eu 7 luni aici, știu că plângeau atât acum să ia măsuri? Nu sunt un sac de box, adică are la mine odată la bătaie la hotel, sare aici și spune nu, că doar să zică ceva, ce pe zis bune. Bianca, nu la hotel v-am cerut când vă bateți, când vă certați, că s-au întâmplat de atâtea ori și cu Simina și păi cu Lavinia. Păi ce să fac dacă am 40 kg, stau să dea iar bine, dacă nu era... Poate am atins eu pe tine, mai fată. Dacă a avut curaj aici să dea la hotel, unde te-am atins pe tine? Nu înțeleg, chiar nu înțeleg ce mă simt super, super aiurea, adică... Bine, mai este o săptămână și va fi marea finală. Cine merită să fie în marea finală? Eu cred că nu mai merit pentru că am făcut ce am făcut. Și spun asta. Astăzi trebuia să aflăm cine sunt favoriții. Respectiv fata și băiatul cei mai votați de public. Dar nu o să-i mai aflați astăzi. O să aflați mâine în gală. Tot în gală o să aflați și care este cuplul favorit. Cel care va câștiga suma de 1500 de euro. Favoriții. Fata și băiatul, cei mai votați din această săptămână, dar și cuplul favorit, vor merge direct în marea finală. Vom afla mai multe mâine în gală, de la 3:30. Cele 8 ore s-au încheiat. Salut. Bine v-am găsit în semifinală! Cu o săptămână înainte de marea finală, vin aici cu un cartonaș roșu și cu unul galben. Astăzi vom afla cele 4 persoane care merg direct în marea finală. Dacă o să vă despărțiți. Da. Și se va împăca cu Jator. Păi nu se va împăca cu Jator. Fără amenințări. Iată-mă dacă tu mă ameniți. Eu nu mă bat cu femeile. Păi eu o dau afară pentru că este cum este. Voi ați cerut-o. Ia să te agen cu spatele pe mâna mea. Nu am ridicat. Eu accept orice măsură se va lua. Ce pot să fac mai mult? Eu v-am cerut scuze, dar la ea nu o să cer. Nu cer. Cine merită să primească cartonaș galben? Se asortează bine la negru, pentru că nu te poți controla. Înainte de a vota, trebuie să aflăm care sunt favoriții din această săptămână. Cuplul care va câștiga acești bani, și anume 1500 de euro, va merge în marea finală. Iar acum să ne apucăm de vot, pentru că trebuie să și plece cineva în această seară. Să se bronzeze la plajă. Poate și-o găsi dragostea acasă. Trebuie să pleci acasă să fiu și eu fericită.
cel care își protejează casa în această seară este...